Primăria Timișoara a făcut plângeri la DNA pe numele a doi funcționari din cadrul instituției. Asta pentru că în cadrul unui proces, aceștia au oferit date confidențiale. În 2010, Carol Ghioder a câștigat terenul de sub piața Mehala. Astfel a intrat în proprietatea 2,5 hectare de pământ. Acum cere în instanță despăgubiri de 3 milioane de euro. În consecință, Timișoara poate rămâne fără piețe. S-a amânat executarea silită a primăriei Timișoara, până când procurorii DNA se decid dacă vor începe urmărirea penală sau nu pe numele funcționarilor. Am avut o discuție astăzi cu conducerea societății Piețe S.A. și cu reprezentanții Consiliului de Administrație, cu președintele Consiliului de Administrație, și situația acolo este foarte gravă. Din păcate, când a început procesul între primărie și cel care a revendicat acel teren, unde este piața de mașini, primăria nu s-a apărat așa cum trebuie. Revendicatorul a avut la dosar o expertiză care nu avea valoare judiciară, dar, în mod foarte curios, municipalitatea, la vremea respectivă, administrația de atunci, nu a considerat de cuvință să conteste acea expertiză. Nefiind contestată la acea vreme, revendicatorul a avut câștig de cauză în instanță la toate nivelurile și s-a ajuns la hotărâre judecătorească definitivă, irevocabilă și executorie și chiar la execuție silită. S-a stopat pentru o anumită perioadă de timp, vom vedea cât, execuția silită, datorită faptului că noi am cerut o suspendare a punerii în execuție a acelei sentințe definitive până când nu se clarifică lucrurile vis-a-vis de o plângere penală pe care noi, primăria, am depus-o la DNA împotriva unor persoane care sunt suspectate că nu ar fi procedat corect la acea vreme. Au pierdut un proces prin care sunt obligați să plătească celui Ghioder, îl cheamă, un personaj cu care primăria se judecă de mult, și de mult o parte din funcționarii primăriei au oferit informații doar părții adverse și nu juriștilor noștri. Societatea de piețe va fi executată pentru 3 milioane de euro. Nu e adevărat. Scurt, procesul a fost suspendat și ne judecăm mai departe. Ați atacat, să înțelegeți. În ce etapă se află procesul? A fost învățișat? La curtea de apel. Este la curtea de apel, procesul este suspendat și ne judecăm mai departe pentru recuperarea investiției. Adică vă așteptați să câștigați? Categoric da. Dacă nu, există o altă soluție? Înțeles că luni are loc întâlnire și la primărie, luni sau marți? Nu, e vorba de marți, da, pentru a analiza situația în care suntem acum. E gravă situația? Nu asta Da, dar nu atât de gravă cât ar dori alții. Pe cine vedeți răspunzător pentru această situație? Nu știu, mă abțin deocamdată. După discuțiile de marți viitoare, putem să vă dau mai multe detalii. Cei doi funcționari pe nume Dumitru Dumitrescu, Zi și Coco, și Cristian Josan, ambii declară că nu știu nimic despre nicio anchetă sau plângere către DNA pe numele lor. Însă cei doi cunosc foarte bine cazul Ghioder. Orice relație doriți, întrebați, știu, dar noi nu avem. Dumneavoastră sunteți domnul Dumitrescu și casa Josan. Dar nu am așa ceva. Deci nu știți nimica. Serviciul nostru n-a știut de existența procesului solicitării pieței. N-a știut, efectiv, n-a știut până când a venit sentința definitivă și irevocabilă prin executor judecătoresc. Și neoficial existența pășunii, să știa de toată lumea că e pășune. Cine n-a știut? Adică cine a fost interesat știa toată lumea că acolo este pășune. Și aș vrea să știu și unde apare numele meu, că nu e normal asta. Deci eu chiar nu am nici o plângere.